Fido, inima mea sunt altă inimă. Am dat anul și la mica publicitate. Inima mea nu e de-a deloc, dar sunt sătul de ale mele. Are tot ce-i trebuie. Auricule, ventricule, valvule, vicuspide, vicuspide, numai pe originale. Franțuzești. Că mama dormea cu poza lui Jean Gabin Supern. De când l-a văzut în filmul acela Bestia Umană, și-a dorit un copil ca mine. Care vrea, domnilor, o inimă bună ca inima din pieptul meu? Nu trag pe nimeni. N-are cine știe ce uzură. 100.000 de kilometri reali. Fără reparații. Și ăștia am făcut pe ruta Constanța-Buftea, Buftea-Constanța, via Mulfatlare. O inimă mare, o inimă mare de 5 locuri. În cap punea două neveste cu curunie și 3 țuțibide. Ei bine, dar și întrețin, un trețin nemaipomenit. Adalat, Corinfal, Fenitoin, Izochet, Cordarone. În rest, numai restricții. Numai restricții. Adio șpriț, adio palinca, adio țigări, adio chent. Că n-am voie. Dar spus doctorul, n-am voie. N-am voie portocale, n-am voie lămâi, n-am voie banane, n-am voie șampon de păr, n-am voie ulei de măsline, n-am voie salam de Sibiu, tot ce nu se găsește, n-am voie. Dar am o inimă rezistentă, ține la tăvăleală, duce la tăvăleală, vă jur. Am făcut cu ea un război mondial, 3 cutremure și autofinanțare la Fantaciu. Care vrea să facă schimbul? Bate în palma și facem transplantul. Operația nu e grea deloc. Că organele astea se schimbă una, două. Nici nu trebuie să apelăm la un chirurg. Ăștia au foarte mult de lucru și, nu știu, sunt foarte prinși. Cunosc eu pe cineva care nu are prea multă treabă, un măcelar. Mergem la mine acasă și facem schimbul, că soacră mi-a plecat la munte. În niciun caz nu scoteam inima în fața dumneei, Doamne. Asta toată viața i-a mâncat sufletul lui socrului. Și zic, nu, mama, să știți că oferte am. A Vurgică Petrescu să-mi dea inima lui, că a păstrat-o foarte bine. Omul e foarte păstrător. Mi-a garantat că e ca nouă. Dar pot să iau că știu că a făcut cu ea războiul de la 77. Alexandru Arșinel mă roagă. Are este o inimă mare cât roata Carlui Cuboi. El a și mers pe rost de asta. Dar nu-i pe măsura mea. Ce rău îmi pare, visii mei spectatori și telespectatori, că nu m-a făcut și pe mine mama mare ca Arșinel ăsta, 3,5 tone. Care când intre pe ușă se umple casa. Când intre Jean Constantin să se umple. Poate să las portul. Și nu numai colegii de plec la inima mea, dar și colegele. La treaba asta s-a înscris și Sofia Dicoveanca, de la Suceava. De la Suceava, la Constanța, e acolo cu Haidi Nini, la Padurii. Haidi la cules de Murii. Sau mai recent cântă bucata cealaltă. Și ca frumos rasari, nu-i al meu, al meu e oari. Băi, al meu, fiindcă-l cunosc după Chicioarii. Cu Corina Chiriac am aranjat totul. De-aia mă țin într-una cu inima ta, ba nu, ba da, ba nu, ba da, nu se decide. Cu Mirabela, cu Mirabela am perfectat actele. Dar nu știu ce a pățit cu un fotoliu din odaie, că a venit elementul și a lăsat chiștoc într-o tigaie. Și a început să strige, te aștept să vin, ce-a venit pompier. Scandalul dracului acolo, și sincer vă spun, am vrut să mă căsătoresc cu Mirabela, dar s-a opus familia, bărbasul. Să știți că de la mine luați o marfă bună. Pentru că inima mea este inima unui tânăr care a plecat din satul lui să facă artă. Și atât că acum mă frământă și pe mine reîntoarcerea la sat. Credă și pământ. Zicea domnul Ion Ratul, am auzit, dacă nu vă găsesc acasă, vă las pământul la poartă.